Ca în fiecare miercuri, a sosit momentul pentru o întoarcere în timp. Elisabeta Turcu este vedeta care astăzi se întoarce acasă. Știți, oameni buni, că avem o rubrică aici în emisiune și vă arătăm cum acești oameni se întorc în locurile copilăriei. Așadar, o însoțim în locurile unde a trăit cele mai emoționante amintiri, la casa veche părintească, la dealurile ce i-au servit drept primă scenă și s-a întâlnit și cu dascălii care o cunosc de când era foarte mică. Vreau să priviți aceste imagini. Doar câțiva kilometri de Curtea de Argeș, în satul Oiești, a copilărit doamna muzicii populare, Elisabeta Turcu. Da. Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Bine ați venit la mine acasă, bine ați venit la Oieștiul meu drag, atât de cântat în cântecele mele. Vă invit cu cea mai mare dragoste pe ulița copilăriei mele. Prima oprire a fost la casa părintească. Elisabeta Turcu era nerăbdătoare să vadă locul în care a crescut și a locuit până aproape de vârsta majoratului. Ne-a întâmpinat Tudorița, sora mai mică a artistei, cea care a și moștenit casa după trecerea în neființa mamei, pe care a îngrijit-o până în ultima clipă a vieții. Așa a convenit familia, adică Elisabeta și celelalte patru surori ale ei, cei cinci copii rămași în viață din cei șapte frați câți au fost în casă. Alexandra, ai venit în curtea copilăriei mele. O curte superbă! Aici am copilărit, pe acest pământ am călcat, am plâns, am cântat, am mers de sculță prin iarbă. Aveți un râu acolo, se aude, da, așa cum se numește susură. Valea Oiască, valea satului. Și acolo, stați așa în casă, acolo și mergea mama mea și limpezea rufele. Cât de greu au muncit femeile, cât de greu, nu e zi să nu-mi amintesc de mâinile mamei mele care a crescut atâția copii în condiții așa de grele. Da. Mă năpădez lacrimile. Da. Când vă aduceți aminte de mama sau așa? Când mi-aduc aminte de tot ce m-a legat. Bine ați venit. Ana, bine v-am găsit. Tudorița, Ana, surva mea. Uite, mânuțele ei au muncit, muncesc aici. Le ascund să nu se vadă. Tot ceea ce vedeți aici, tot, absolut tot e trecut prin mâinile la sora mea și la cumnatul meu. Sora mai mică, mai mare? Mai mică decât mine. Am îngrijit-o când era mică, îi mai trăgeam și câte o bătăiță. Cum era doamna Elisabeta în copilărie? Cum eram? Cum era? S-a emoționat. Bună, da. Bun, avea grijă de noi, ne iubea foarte mult, ca și acum. Așa. Făcea și niște nezdrăvânii așa din când. Aia, da, era. Dar și noi. Toți copiii. Frumos. Și da. Asta este casa, practic, casa veche? Casa veche. Aha, casa veche, ceva renovată, da, așa, într-un fel. Da, renovată, da, de cumnatul și de sora. Uite, Alexandra, vie. Alexandra, acolo pe pridvor, acel plocat se numește. Nițos este lucrat de mama noastră. Mama noastră lucra și, uite, sora mea le-a păstrat și mi-a făcut chiar o bucurie că l-a pus acolo. Înțeles. Poftiți în casă. Unde era camera dumneavoastră? Aici. Camera mea. Camera noastră, copiilor. Aici cine mai stăteați aici? Aici mai era un pat. Așa, și noi unde dormeam, Titi? Nu aveam un loc anume. Care cum apuca? Aici era camera bună. Camera bună. Uite, scoarță lucrată, țesută de mama mea. Uite, vreau să vă arăt icoana de pe timpul copilăriei noastre. Moștenire de la bunicul nostru. De la bunicul patern. Da. Ion, da. Turcu. Pentru sufletul nostru este extraordinar de cu o încărcătură emoțională, da. Ce mai făceați aici? Cum o ajutați pe mama în gospodărie? Adunam prune pe vremea asta, că e toamnă acum. Adunam prune, adunam nuci, mere. Cam la astea o ajutam toamna. Eu n-am fost așa prea prietenoasă cu munca câmpului, nu prea m-a luat la sapă. Știți ce se întâmplă? Mi-amintesc, mama strângea la fân, pentru că am avut mult, foarte mult pământ noi și eu citeam romanul Ion de Rebreanu, eram prin clasa 7-a, 8-a și i-am povestit pe drum până unde citisem. Și mai aveam foarte puțin să ajung să termin cartea, finalul, și eram foarte curioasă. Și mama mea, mi-amintesc, a zis, stai la umbră și termină cartea de citit să-mi spui și mie. Am urcat apoi împreună pe dealul din spatele casei, acolo unde Elisabeta a avut și prima scenă improvizată.
Uite, Alexandra, dealul ăsta îl urcam de nu știu câte ori pe zi, cântând. Și adunam fructe, adunam flori, ne făceam coronițe din flori. Da, toți copiii verișorii ne adunam aici. Ce bucurie! Ia uitați, satul meu. De acolo, din mai sus, era scena mea, o buturugă de fag, și cântam tot ce auzeam la radio. Plai de cântec, plai de dor, din neamul muntenilor, mă. Am urcat dealul. Parcă altfel e să cântați așa, Iisus pe deal unde ați cântat în copilărie. Da, așa este. Niciodată n-aș fi gândit ca de aici, din acest colț de lume, eu, o fetișoară de cioban, să colind lumea, să colind pământul cu cântecul care mi l-a dat bunul Dumnezeu. Alexandra, uite, peste deal acolo, tatăl meu avea stâna. Uh-huh. Și mama ne urca pe cal, punea desagii cu mâncare și noi urcam, tata ne aștepta în vârful dealului. Și când ne întorceam, eu când mă întorceam, tot călare pe cal, eu îi spuneam tătic. Tătic, să stai acolo până ajung în vale, că mi-e urât. Eu l-am iubit foarte mult pe tatăl meu, cu tatăl meu semăn. Și pe tata l-am moștenit și l-a cântat. O mai fi buturuga acolo sus? Hai să vedem. Ei, Alexandra, nu mai e buturuga. Cam de aici cântam. Ce simțiți acum când ați urcat din nou aici? Îmi vine să plâng. Îmi vine să plâng, mi-amintesc de anii copilăriei, mi-amintesc de părinți, de frați, de toți cei care au plecat. Cred că nu este zi să nu mi-amintesc și să nu mă revăd pe aici, pe aceste dealuri. Asta simt acum și voi mi-ați făcut o bucurie foarte, foarte mare. Satul meu, sat de la munte, port în suflet doruri multe, măi, măi. Bună ziua! M-am venit acasă! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Cum era când era mică? Mai țineți minte? Cum să fie? Foarte bun! Mândră că o vedeți la televizor! A fost o altă seară! Le ascultați cântecele? Da! Vreau să vă invit la școala unde am învățat să fiu om, să fiu demnă în viață, să nu uit niciodată de unde am plecat. Da, văd că v-ați gătit, respect-o. Da. V-ați aranjat. Păi am urcat frumos pe deal, trebuia să fiu cu tenis și care i-am purtat în copilăria mea. Toată copilăria am purtat tenis și toată copilăria mi-am dorit pantofi frumoși. Și de pe unde am fost în lume, primul lucru mi-am luat pantofi. Foarte frumos! Și acum v-ați aranjat frumos ca să vă întoarceți la școală gătit, aranjat. Să mă întâlnesc cu cei de acolo. Cât e departe școala? Păi sunt vreo 4 km, o să vedeți. Eram copii foarte, foarte, foarte mulți, iarna veneam cu făcliile aprinse, erau zăpezi mari, ne ieșeau părinții în cale. Așa au fost anii copilării. Și practic cred că nici nu simțeați acești 4 km, pentru dus, noi, 4 întors. Veneam în roșii la obra, sănătoși, dacă răceam ne făcea o frecție cu oțet. Și până a doua zi n-am luat medicamente, în copilărie n-am luat nimic, da. Așa am trăit. Artista a făcut primele 3 clase la Câmpul Lung Muscel. A locuit în casa unei mătuși până când dorul de familie a făcut-o să se întoarcă acasă la Oiești. Nici nu știi ce emoții mă încearcă. Nici n-am mai călcat pragul școlii de când am plecat. De când am terminat clasa 8-a. Sunt emoții foarte, foarte mari. S-au renovat, s-au schimbat lucrurile aici. S-au făcut schimbări foarte frumoase, dar au rămas brazi. Sunt foarte emoționată. Bună ziua! Bine te-am găsit! Cine te-a întâmpinat aici? Cine ești tu, scumpa? Urechera Luca. Urechera Luca. Mulțumesc. Foarte frumos. Mulțumesc. În ce clasă ești? A treia. A treia. Uite, cam așa eram eu. Nu se poate. Cam așa eram eu când am venit la școală la Oiești. Mă faceți să plâng. Aici este clasa în care am învățat clasa a patra. Uite că scrie clasa a patra, vezi? Învățătoarea mea s-a numit și trăiește, am întâlnit-o de curând la un spectacol, doamna Constanța Lupu. Și cu soțul dumneai, care a fost profesorul de muzică, dânsii m-au dus la toate festivalurile și concursurile școlare. Și tot aici, în incinta aceasta, am cântat pentru prima dată în clasa a patra la serbarea de Crăciun. Ce frumos! Un cântec de-a lui Benone Sinulescu.
satul meu din depărtare cu care am luat locul întâi. Am amintiri foarte frumoase. Haideți, curaj, pășiți din nou în clasă. Tabla era acolo. Și băncile, acum sunt alte pupitre, erau băncile acelea vechi, erau așa rândurile, trei rânduri de bănci. O, era o sobă, aveam sobă de teracotă acolo. 9 ani aveam când am venit în clasa aceasta, unde am învățat bine. Ați fost un copil cu minte, silitor? Am fost un copil cu minte, un copil silitor și cu dorința de a ajunge cântăreață. Nimic nu mi-am dorit decât să ajung să cânt. A urmat un moment emoționant. Elisabeta a reîntâlnit un dascăl care i-a rămas în suflet încă din vremea copilăriei, fosta învățătoare la școala din sat. Mi-a plăcut de când am văzut-o în curtea școlii. Am admirat-o, era mai deosebită decât ceilalți. Mai mutată. Era un copil care știa să vorbească foarte frumos, așa cu mult bun simț, cum e și acum. Ce amintiri mai aveți, doamna Elisabeta Turcu, din copilărie? Multe. A fost la nunta mea. Ei plăcea foarte mult să cânte, tăticul ei nu prea o lăsa. Soțul meu era intermediarul. Deci ați păstrat legătura, practic. Da, sunt 54 de ani luna aceasta. De când ne cunoaștem, da. Și de când suntem prietene. Și eu sunt mândră de prietenie ei. Gata cu școala. Gata cu școala, cu emoțiile. Parcă am fost scosă la tablă, știi, și nu prea am așa cu emoții mari. Ei, ați știut, v-ați descurcat. Știut, da. Unde mai mergem? Frumos. Surpriză. Ăsta e locul surpriză? Da. Biserica e monument istoric, foarte, foarte veche și aici am fost botezată. A, ce frumos! Și de-a lungul anilor am cununat și am botezat foarte, foarte mulți consăteni de-ai mei de aici. Aha, da, deci da. Sunteți un fel de nașa satului, nașa, așa? Nașa, cât de cât, da. Este un loc drag, drag, foarte drag mie. Veneați cu bunica, cu mama, vai, de sărbători? Cu mama veneam aici de sărbători. Cum să nu, Paști? Și nu numai. Aici, în curtea aceasta, la Deni, ne jucam copiii. Uh-huh. Când eram copii, aici alergam. Venea preotul, ne lua în grup, pe toți ne așeza și ne spovedea. Uh-huh. Și ne întreba, tu ai minții să auzi așa? Nu, da! La revedere, măruță! La revedere, dragi români! Vă pup! Să rămână și vă mulțumim mult de tot că ne-ați primit în locul de unde aveți cele mai frumoase amintiri și de unde, practic, aveți și cele mai frumoase bucurii din copilărie. Vă mulțumim mult. În fiecare miercuri mergem așa la cineva într-un loc unde a copilărit. Ne întoarcem în timp cu invitații noștri.